Nu va rezolva nimic pentru că pacientul este mort. Și când vă spun acest lucru, aș vrea să-l întreb reprezentantul guvernului dacă de această măsură vor beneficia parte din cele 30.000 de firme care sunt deja în această problemă, în incapacitate de plată sau insolvență. Sunt 30.000 de fermieri care au fost afectați de criza din agricultură, o criză care ar fi putut fi evitată dacă guvernul sau ministrii agriculturii ar fi luat măsuri la timp. Dar, cum v-a spus, pacientul e mort. Așadar, vreau să-l întreb pe reprezentantul guvernului dacă firmele care au intrat deja în incapacitate de plată sau au probleme cu plățile pot accesa această măsură. În terminii de atunci, asta pe de-o parte. Și doi, am depus către birou permanent o nouă cerere prin care îl invităm pe domnul ministru Barbu să vină la ora guvernului să răspundă la câteva întrebări importante. Dar pentru că anumite familii, precum Escu, Oiu și Aia, nu reușesc să-i permită să vină în comisie, apelez la dumneavoastră, sau în plen, apelez la dumneavoastră să-l chemați să vină la ora guvernului să răspundă la întrebările fermierilor și parlamentarilor. O să completez eu răspunsul Ministerului Agriculturii că nu pot, pentru că normele Băncii Naționale interzică o persoană care se află în dificultate, nu are dreptul să beneficieze de atâtea scheme, nu că nu s-ar fi gândit guvernul sau Ministerul Agriculturii pentru a-i salva și pe acei pacienți care nu sunt morți. Dar, stimați colegi, nu toți pacienții sunt morți. Cei mai mulți sunt vii și i-ați văzut în stradă în luna ianuarie și fac parte dintre ei. Cei din sectorul vegetal, ca și mulți alții din sectorul agroalimentar, au avut de suferit după acești ani grei, multiple crize suprapuse și totodată vis-a-vis de faptul că în anul de secetă înscris deja 2022-2023, județe precum Galați, Brăila, Buzău, Tulcea, Constanța, parte din Ialomița au avut mari pierderi cauzate de seceda pedologică. Guvernul, la rugămintea fermierilor, a venit cu această schemă de sprijin prin care se pot proroga ratele atât dobânda și comisioanele bancare până la 31 decembrie 2024 și noi, datorită colegilor, pentru un vot cu majoritate largă, am adoptat și un amendament în cadrul Comisiei de Agricultură prin care perioada de depunere a cererilor către aceste instituții bancare de la 60 de zile am mărit-o la 120 de zile, pentru că această schemă de sprijin nu este cunoscută. Am observat că nu este cunoscută în rândul fermierilor. Și de aceea grupul Partidul Național Liberal, și sunt convins că toți colegii astăzi prezenți, vor vota acest proiect de lege de aprobare a acestei ordonanțe de urgență. Vă mulțumesc!